Chiar dacă nu e vremea ideală pentru vacanță, mulți români nu au mai vrut să stea acasă și au plecat la mare de Rusali. Vama Veche este cea mai animată stațiune în acest sfârșit de săptămână. Vama Veche a fost polul distracției din weekendul care tocmai a trecut. Deși a plouat și apa mării a fost rece, stațiunea a fost plină ochi de turiști dornici de distracție. Cluburile de pe plajă au fost luate cu asalt de tinerii care au ales litoralul pentru această mini-vacanță de Rusali. Iar după ce cluburile și terasele s-au închis la ora 24, așa cum prevăd regulile, tinerii au continuat petrecerea pe străzile stațiunii. În celelalte stațiuni însă a bătut vântul. Mamaia, altădată polul distracției, a fost aproape goală. Deși în acest weekend erau așteptați pe litoral peste 50.000 de oameni, din cauza ploilor abundente, aproximativ 30% și-au anulat mini-vacanța.